Ziua, astăzi facem mucenii sfințișori copți pe baie de abur, dați prin nucă și miere. Facem în această oală, am să o pun pe foc, să se mească de desubt, am apă și aici am, vedeți? Așa este cu găul și o să facem pe baie de abur. Iată, mucenici copți pe abur. Nu știu dacă ați mai mâncat. Așa, și o să începem cu... Astăzi vom să-i fac cu făină integrală, dar pot fi făcut și cu făină albă. Și vom avea nevoie pentru acești mucenici de făină integrală, de 220 de grame de făină integrală, 185 de lapte, 20 de grame de unt, apoi 8 grame de zahăr, vom avea nevoie, 3 grame de drojdie uscată, 3 grame de praf de copt, un praf de sare, apoi mai avem nevoie de nucă și miere, să-i dăm prin miere și nucă, și de puțină apă, de un penson, de palețele, așa. Și să începem. O să începem să unim drojdia cu făina. Vă uitați pe prospect, dacă drojdia se pune direct în făină, o puneți direct în făină, citiți prospectul, sau dacă nu, o puneți în lapte cu puțin zahăr, cu zahărul. Am drojdie uscată, care astăzi am să o pun direct în făină. Așa, și o să le punem pe toate așa aici. Să dau deoparte. Și o să facem așa. Aici avem făină. Am să dau deoparte și ne facem. Și acum, începem. Mai repetăm o dată ingredientele. Deci pentru să avem nevoie de două, peste făina noastră, să dau puțin așa mai jos, peste făina noastră integrală, o să punem drojdia uscată, o să punem și praful de copt, o să punem și zahărul, punem și sarea, un praf de sare, așa. Amestecăm toate ingredientele. Să vedeți ce bunătate. Sunt delicioși, delicioși. Așa. Și amestecăm bine toate aceste ingrediente. Aici am încălzit puțin laptele, nu este nici rece, dar nici fierbinte, este călduț ca să nu omorâm drojdia. Și o să punem tot laptele așa peste. Și amestecăm totul așa bine. Așa. Și la urmă o să adăugăm un... nevoie de un fund așa, unde să punem și acum o să punem untul. Este la temperatura camerei sau putem și topi. Și vom amesteca cu mânuțele. Încet, încet, ia uite, țeleți? Și amestecăm așa bine totul. Și dacă mai e nevoie de făină, mai adăugăm puțină, puțină. O să presurăm puțină făină pe masa de lucru. Așa. Și o să luăm sfatul nostru. Și o să mai punem puțină, puțină, ca să-l putem lucra. Ia să vedem. Trebuie să incorporăm foarte bine untul.
așa să mai presor așa puțină făină. Și frământăm așa bine totul. Așa. Și acesta este aluatul nostru. Îl vom pune într-un vas. L-a crescut. Ia uitați. Aici l-am pus și a crescut. Acesta este în variantă integrală. Și acesta este în varianta albă. Rețeta diferă foarte, foarte, foarte puțin. Pentru cea cu făină integrală am adăugat puțin mai mult lapte. În schimb, pentru cea cu variantă în făină albă, doar 110 grame de lapte. Totul cântărit în grame. Și acum, să facem schimb. Am să scot aluatul. Ia uitați, crescut. Și o să-l punem pe cel pe care l-am făcut noi înainte. Așa, și punem aici. O să punem aluatul să crească. O să tăiem așa. Și acoperim din nou. Și acesta este aluatul nostru și o să-l întindem bine, bine. O să am nevoie de un sucitor și dacă este nevoie, puneți și puțină făină. Și întindem așa bine. Așa. După ce am întins acest aluat, avem un benson și cu apă și o să dăm așa cu puțin. Să încercați să vedeți ce bunătate. Așa. Eu deja mi-am pus o tigăiță pe foc. Pentru că gata, crescut. Să vi-l arăt cum iese. Și acum răsucim. Încet, încet. Răsucim și o să facem și un rulețul nostru. Și strângem așa. Așa. Strângem așa bine. Și după ce am strâns, eu am să-l tai în două și am să formez doi sfințișori. Deci, dintr-o compoziție, îmi vor ieși patru sfințișori sau mucenici, cam de această mărime, vedeți? Cam așa vor ieși, uitați. Copți pe abur. Așa, eu mi-am pus aici oala pe foc și acum se întinde. Așa. Și după ce am întins așa bine, strângem, unim, vedeți? Și apoi întoarcem. Și dăm această formă. Ia uitați. Așa. Și o să-i punem pe foi de hârtie. Acum strângem și unim. Crească. Și dacă îi faceți mai grăsunei, ia uitați, o să punem în interior, eu am pus și bucățele de hârtie ca să nu se unească, vedeți? Aici, la 8. Așa. Ia uitați. Și punem așa aici. Și o să-i lăsăm la crescut. Pe toți. Și albi. Cu făină albă. Deci faceți cum vă place. Ori cu făină integrală, ori cu făinuță albă. Ia uitați. Și acum întindem. O să punem pe masa noastră de lucru aluatul. Ia uitați cum a crescut frumos. Este mare diferență între făină albă și cea integrală. Așa, și acum o să întindem acest aluat.
O vom unge cu puțină apă. Așa. Și acum răsucim. Și răsucim așa bine. Și întindem. Așa, voi împărți acest salvat în două și apoi în două, și ca să-mi iasă 4 mucenici. Și întindem așa bine. Doriți să-i faceți mai subțirei, mai micuți, împărțiți salvatul în mai multe bucăți. Așa. Așa. Așa, vedeți cum se lucrează cea cu făină albă. Așa, și acum vom lua câte unul și o să-i dăm formă de 8. Deci o să unim aici pe mijloc. Strângem așa bine și apoi unde am strâns, întoarcem. Și ca să nu se unească în interior, ia uitați, din hârtie, eu am împăturit-o, o să facem și o să punem în interior. Bucățele de hârtie, strângem, răsucim după deget, așa. Și punem aici în interior, ia uitați, și punem pe hârtiuță și o să dăm la cuptor. Ia să tai așa în două, că sunt prea mari. Ia uitați. Și îi punem pe baie de aburi, vedeți, sfințișori, deci, și îi lăsăm la crescut. Aceștia sunt cei albi și aceștia cei integrali. Îi așezăm așa aici și acum îi lăsăm să dospească până își dublează volumul. Iată-i mucenici cu făină integrală și cu făină albă. Mucenicii au crescut. Aceștia sunt cu făină albă. Aceștia sunt integrali și acum o să-i punem pe baie de abur să îi coacem. Și vom lua mucernicul nostru, vedeți? Uitați ce frumos sunt, au crescut. Și îi punem aici în polița noastră. Eu le-am pus la cei care sunt mai grăsânei, hârtiuță, așa ca să nu se unească la crescut în interior. Și punem așa aici. O să mai punem încă unul alb. Ia uitați. Așa. Punem căpăcelul. Am pus doar 3. Așa. Și apoi o să-i punem pe ceilalți. Să vedem dacă s-au făcut. Așa. Să vedem dacă s-au făcut. Am să-i înțep cu o scobitoare, ia uitați cum sunt, vedeți? Grăsunei, grăsunei. Și dacă sunt copți, îi scoatem. Cred că da, ia uitați ce frumoși sunt. Și ia să-i scoatem
Și să-i punem aici alături. Ia uitați. Așa. Apa noastră clocotește și îi vom pune pe următorii. Așa, să-l punem pe acesta care este aici. Vedeți? Așezăm așa aici și pe cei albi. Am să pun unul și unul. Arată. O să scoatem și hârtiuța. Am pus-o aici ca să nu... Așa. Ia uitați. Vedeți? Și aici avem pe cei albi cu făină albă. Și aici pe cei cu făină integrală. Ia uitați. Vedeți? Așa. Iese aburul din ei. Și așezăm așa aici. O să punem așa. Mucenicul nostru aici. Uitați ce frumos este. Vedeți? Mucenici copți pe baie de abur. Așa. Cu făină integrală este acesta. Sau cu făină, uitați cât sunt de moi. Cu făină albă. Așa. Și aici avem miere de albine. Uitați ce frumoasă este. Și o să-i dăm cu miere de albine. Putem da și cu... Așa, și cu o pensulică sau cu această colinguriță. Așa. Ia uitați. I-am dat așa cu miere. Și acum am să-i dau prin nucă. Ia uitați. Mai întâi așa. Și apoi așa. Ia uitați. Mai punem și așa peste. Iată-ți mucenici cu făină integrale copți pe baie de abur. Vă mulțumesc! Aceasta este rețeta de astăzi. Ne vedem cu alte noi rețete. Nu uitați să vă abonați la canal. Este gratis. Ca să fiți și să activați clopoțelul, ca să fiți mereu la curent cu noile rețete. Vă pup și vă mulțumesc din suflet. O zi frumoasă, la revedere!